Deținătorii de cazane pentru pălincă din Sălaș amenință că nu pornesc instalațiile, iar proprietarii de Livescă nu culeg fructele din cauza taxelor pe care trebuie să le plătească. Oficialii Asociației Producătorilor de Pălincă Naturală Sălaș susțin că nemulțumirile au apărut din cauza taxelor obligatorii, inclusiv în cazul cunoscutei băuturi tradiționale din județul nostru. Membrii Asociației noastre care dețin cazane de făcut pălincă, nu le convine să plătească o sumă atât de mare ceea ce depășește 22 de lei pe litru de pălincă care e considerată că face numai pentru el. Restul ce face pentru alții este de fapt o minciună. Trebuie să mințim și nu-i bine. Noi nu vrem să mințim. Ei ce vor să facă în aceste condiții? Că am înțeles că au de gând să și protesteze într-un anumit fel. Cum protestează? Protestează cel mai mult că nu, nu pornesc cazanele. Punct. De cealaltă parte, oficialii Ministerului Finanțelor consideră că toți cei care produc în scopul comercializării trebuie să plătească taxe și impozite conforme cu legislația fiscală în vigoare.